În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mai întâi de toate să-i dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns sărbătoarea Sfântului Pantelimon, mare tămăduitor și vindecător. Doctor fără de argint, o categorie de oameni înzestrați de darul lui Dumnezeu sau cu darul lui Dumnezeu de a vindeca bolnavi și prin metode, aș spune la vremea respectivă, naturistii, pentru că n-aveam medicamentul clasic. În schimb, și sănătatea și vindecarea vin prin credință. Poți să mergi la medic și să faci toate tratamentele de rigoare și să ai un eșec, și poți să mergi la medic cu credință și ceea ce se pare ție foarte grav se rezolvi foarte ușor și bine. De aceea, atunci când aveți o boală sau o neputință, adresați-vă direct Sfântului Pantelimon cu încredere sau Ioan Botezătorul sau Sfântului Nectare pentru cancer sau Sfântului Ioan Rusu sau Sfântului Efrem cel Nou sau Sfântului Sfinte Xenia de Petersburg sau Luca al Crimeei sau Lavrente al Cernigovului, o serie întreagă de sfinți vindecători. Bine, mai sunt Cozma, Damian, Chir, Ioan, Pantelimon, Ermolaic, mi-au zis numit la Sfântul Maslu. Dar ceea ce trebuie să vă rămână dumneavoastră în minte este aceasta. Plata păcatului este pedeapsa, încercarea, moartea și boala. Dumnezeu poate face bogat, 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 Dumnezeu poate face sărac, 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 Dumnezeu poate face din bolnav sau din paralizat sănătos, Dumnezeu poate face din sănătos paralizat. De ce spun lucrul ăsta? Ca să vedem cu ochii noștri cât de mare este acest dar sacru al sănătății, să nu ne jucăm cu trupul nostru. Oare nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt și cine va batjocori acest trup și Dumnezeu îl va batjocori pe el? Excesul de băutură, excesul de țigară, excesul de droguri, excesul de curvărie, excesul de mâncare, excesul de oboseală, excesul de muncă. Tragem până facem 7 rânduri de averi și apoi vindem câte o avere de pe rând și mai cumpărăm un strop de sănătate. Învățăm să fim echilibrați și să muncim ca să trăim, nu trăim ca să muncim, și nu trăim ca să mâncăm, mâncăm ca să trăim, și ne rugăm ca să ne mântuim, nu ne mântuim că ne rugăm. Ne rugăm ca să ne mântuim, adică să știm să facem din timpul nostru timpul lui Dumnezeu. Orice lucru acordat lui Dumnezeu prin credință va fi pentru noi o binecuvântare. Te-ai sculat dimineața sănătos? Doamne, îți mulțumesc pentru sănătatea de azi, că nu știi ce-i mâine. Te-ai sculat din pat întreg și sănătos? Doamne, îți mulțumesc că pot munci, îți mulțumesc că pot merge, că pot auzi, că pot vedea, că pot... Orice! Metabolismul omului e plin de tot felul de sisteme, care unul singur, dacă nu funcționează, suntem la pământ. Și atunci, cred că prima rugăciune care ar trebui să o facem întotdeauna este întâi cea de mulțumire pentru tot ce am primit și noi habar n-avem că am primit, ni se pare că totul ni se cuvine. Și cea de-a doua rugăciune este permanent rugăciunea de sănătate, așa spune Mântuitorul. Eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug, adică și mai multă viață să aibă decât are, peste măsură, adică peste lucrarea duhovnicească. O viață biologică, o viață duhovnicească, o viață în Hristos, o viață în fapte bune, o viață cu Dumnezeu și o viață veșnică cu Dumnezeu. Era un... Nu mă amintesc exact unde am citit un pateric. Era un stareț și avea în mănăstire un călugăr mai îndărătnic. Și starețul spunea de fiecare dată, roagă-te, frate Dumnezeu, dă slavă că te-a făcut sănătos, dă slavă că ai ajuns zilele astea, dă slavă că nu te doare nimic. Și el făcea în continuare scamatorii, dizmerenii, tot ce îi trecea lui prin cap. Și starețul într-o zi a zis așa, Doamne, cercetează pe omul ăsta, dar nu cu pierzare. Ceartă-l cu mila ta să vadă că greșești. Și într-o noapte i s-au arătat draci. Dumnezeu a îngăduit, s-a speriat, a făcut un fel de spaimă comatoasă, a căzut la pat și vedea tot timpul draci cum îl bat cu biciul, dar nu, nimeni nu vedea, numai el vedea asta. Și starețul a pus obștea să-l țină și a început să-i facă rugăciuni de dezlegare. Și el, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, și dracii râdeau cu gura până la urechi. Și el mai tare, Doamne scapă-mă, Doamne salvează-mă, dracii mai tare râdeau.
Și la un moment dat intră starețul și întreabă: ce-i cu tine, slugă vicleană? Ce-ai pățit? Ți-am spus de atâtea ori să nu te lași cercetat de darul lui Dumnezeu, că scris este: vai de cel ce se va judeca cu Dumnezeu cel viu când va cădea mâinile lui. Și atunci el s-a uitat așa adânc în ochii starețului și a zis așa: nu poți, părinte, să n-ai milă dacă Dumnezeu are milă. Rogu-mă-te, iartă-mă de tot ce ți-am greșit, că vreau să pun început bun. Și în clipa aia, dracii, a dispărut, nu s-a mai văzut niciunul și s-a sculat din pat sănătos. Și timp de 40 de zile era cel mai smerit, cel mai blând, cel mai curat, cel mai sfânt. Și obștii au zis: nu se poate, zice, ăsta e numai un semn dumnezeesc. Cum se poate el, care a făcut atâtea rele și a tulburat toată mănăstirea asta, deodată el să devină cel mai evlavios? Și într-a 40-a zi i s-a arătat îngerul Domnului și a spus: hai, mergi la starețul tău și bate metanie și acum plecăm împreună la cer, că s-a izbăvit canonul tău și s-a primit rugăciunea ta. Deci noi putem să ne schimbăm orice apucătură rea și orice neputință, dar ne trebuie într-adevăr o rugăciune smerită, sinceră, curată și adevărată. Știi cum zic câteodată oamenii? Ei, dar oare să mă mai rog? Nu, frate, nu te ruga, cântă, joacă. Ei, dar oare să mai postez? Nu, îmbui, bă, că-ți face bine. Doare să mai merg la biserică? Dar ce să mergi la biserică? Du-te la picnic. Sunt concepții moderne, nu mi-aparțin mie, sunt concepțiile poporului și a lumii, că dacă Dumnezeu știe ce am eu nevoie, de ce neapărat trebuie să mă rog? Sau concepții, că de ce trebuie să mă duc eu de 40 de ori la Sfânta Liturghie? De ce trebuie să fac eu 40 de paraclise? De ce trebuie să fac eu 40 de psaltiri? De ce trebuie să postez 40 zile? De ce trebuie să mă rog 40 zile? De ce trebuie să merg la maslu 40 zile? Ce, Dumnezeu e contabil? Nu, nu e contabil. Aceste numere de taină pe care Dumnezeu le-a îngăduit în Sfânta Scriptură au taina lor pe care nu o știm noi. Și tu poți să te faci sănătos de la primul Doamne miluiește și poți să nu te faci sănătos și după 40 psaltiri, 40 de masuri, 40 de liturghii, 40 de spovedanii, 40 de împărtășanii. De ce? Pentru că n-ai primit îndelunga dezlegare a lui Dumnezeu pentru îndelunga lui răbdare față de îndelunga ta păcătuire. Cred că rugăciunea, v-am explicat odată și vă repet, cea mai potrivită pe care noi trebuie să o folosim în orice clipă și în orice loc este aceasta: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, te rog să mă ierți și îți mulțumesc de câte ori ți-ai adus tu aminte de mine și eu nu mi-am adus aminte de tine. Pentru că Dumnezeu permanent ne-o veghea prin Îngerul Păzător, prin Harul Duhului Sfânt, prin mila și bunătatea Lui, iar nouă nici nu ne-o păsat. Când bea bețivanul în crâșmă, n-ar trebui dracu să-l ia să-l calce în chicioare? Când curvarul desfrânează, n-ar trebui să-l calce draci în chicioare? Când drogatul se droghează, când bețivul se îmbată, când fumătorul fumează, când criminalul ucide, Dumnezeu din urmă să vină să-l zdrobească? Nu! Nu vreau moartea păcătosului, ci vreau să se întoarcă și să fie viu. În schimb, această întoarcere este cu durere, pentru că rezultatul păcatului este plăcerea. Când te îmbeți, te simți fericit, când fumezi, te simți, cum spunem, părinte, mă calmez. Dar ce nu te calmez spunând un Tatăl nostru? Deci neapărat aprinzând un cui demonic. Și atunci trebuie să învățăm să fim cu Dumnezeu împăcați pe timp de pace, spune Isaac Siru, ca El să nu ne întoarcă spatele în timp de război. Sta călugărașul în pustie și să rugă, și la un moment dat s-a enervat, s-a iritat, a trântit cartea de rugăciuni jos și a spus: Doamne, dar cât crezi că am să mai strâng? De ce nu auzi? Și auzi deodată un glas blând și liniștit: ce ai pățit, ce ai nevoie? Cum, Doamne, Tu mi-ai răspuns? Da, eu Ți-am răspuns. Păi și până acum nici nu mi-ai răspuns, că nu m-ai strigat. Până acum Tu ai spus că Te rugai, eu n-am înțeles asta pentru că n-am văzut. El era într-o citire continuă. Credea că în momentul în care face o anumită cantitate de rugăciuni, Dumnezeu se impresionează. Și atunci a zis: Doamne, uite, am cu tare problemă. Și că roagă-Te. Păi și cât să mă rog? Poți să te rogi o clipă
și eu să te ajut și dacă vrei, poți să te mai rogi 7 ani ca să te aud. Adică, noi lungim distanța dintre inimă și Dumnezeu, dintre minte și Dumnezeu, dintre suflet și Dumnezeu, dintre gură și Dumnezeu. Țineți minte că această distanță nu este kilometrică, este o distanță de credință. Și o să spuneți, cum adică? Strâng eu aici jos ca să mă audă Dumnezeu în cer? Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Cât de păcătos trebuie să fii, repet, cât de păcătos trebuie să fii dacă Dumnezeu nu te aude din tine până la gura ta. Înseamnă că viața ta este o mare amăgire. Și atunci trebuie să spui foarte concret problema vieții. De ce trăiesc așa? De ce fac așa? De ce mă port așa? De ce mă rog așa? De ce nu fac cum trebuie? Deci, în viața duhovnicească avem 3 repere de păzit foarte mari. Curățenia morală, care ține de disciplina trupului, nu o întindem la discuție, curățenia sufletească, să scoatem toți dracii, așa spune, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, fiul omului nu găsește loc să-ți plece capul, de ce? Pentru că mintea noastră e toată frământată de demonaș. Și după curățenia sufletească avem nevoie de curățenia minții. Curățenia minții este o curățenie care ține de eu-ul nostru personal. Eu-ul nostru personal care este legat de tot ce înseamnă mândrie și iubire de sine. Sunt vârfurile de apologie a căderii demonice. Nimeni nu-i ca mine sau nu-s ca ceilalți, sau cine poate ca mine și cine poate ce fac eu. Asta e o mare greșeală. Dacă faci, faci cu darul Dumnezeu. Dacă nu faci, nu poți face din darul Dumnezeu când ești vrednic. Și celălalt vârf este lenea. Și știți ce înseamnă lenea, nu? Nu trebuie să vă mai explic. Este un păcat prin care omul se simte comod. Uitarea, de adică aș ține minte și aș fi treaz. Și nepăsarea. Și ce dacă? La noi, la români, las că e bine și așa, la noi, la moldoveni asta. Aici. Las că e bine și așa, se poate și mai rău. Mai rău de atâta se poate un singur lucru, să nu ne asculte Dumnezeu. Și ne-am inervat degeaba și hulim degeaba și ne pierdem credința degeaba și nu câștigăm nimic. De ce vă spun lucrul ăsta? Dumnezeu nu este un scamator, este un mare făcător de minuni, este un grabnic ajutător, este un proniator, este un ocrotitor, este un iubitor, este un creator, este un veghetor, este un îndelung răbdător, este milostiv, este bun, este iubitor de oameni, este izvorul desăvârșirii, izvorul milostivirii, izvorul mântuirii, izvorul luminii, izvorul păcii, izvorul tuturor bunătăților. Așa spune. Orice veți cere în numele meu, veți primi. Dar când stați de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva și să vă rugați cu credință că orice veți cere, veți primi. Că cel care bate, îi se deschide, celui care caută, află și celui care cere, îi se dă. Amin.